Hamza Younes este departe de Ploiești, a doua sa casă, iar dorul de orașul unde s-a consacrat fotbalistic, s-a căsătorit și a devenit tătic este mare. Younes a rămas atașat de Petrolul, suporter și stadion. El a fost prezent anul trecut în tribune la meciul din Liga a 4-a cu Ceptura, fiind aplaudat la scenă deschisă de fanii petroliști. El speră să revadă Petrolul cât mai repede în Liga 1 și poate își va încheia cariera în tricoul galben-albastru. Am numai amintiri frumoase de la Petrolul, îmi este dor să joc pe acel stadion în fața celor fani, este ca a doua casă pentru mine. Poate într-o zi voi reveni, a spus atacantul la Digi Sport. Tunisianul evoluează în Qatar la Al-Ahli Doha după ce sezonul trecut a avut un sezon excelent sub comanda lui Răzvan Lucescu la Xanti. Cei doi au colaborat perfect în sezonul trecut atunci când Younes a înscris 20 de goluri pentru Xanti. Acum Lucescu este lider cu PAOK, echipa care a ajuns la 15 victorii consecutive în toate competițiile. Toată lumea știe că este un antrenor foarte bun, acum are șansa de a arăta asta și la o echipă foarte bună. Este un antrenor serios, a lucrat bine la echipă. Cred că va ieși campion. Hamza s-a căsătorit la sfârșitul anului trecut în ajunul Crăciunului la Ploiești cu Raluca, cea care i-a devenit soție și ulterior i-a dăruit un copil. La fericitul eveniment a fost prezent Răzvan Lucescu, dar a lipsit Pablo de Lucas. În prezent, Olaxanti, toți trei fiind la un moment dat implicați la Petrolul.